Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit. Vă salut pe toți cu căldură, chiar dacă afară sunt peste 17 grade cu plus. Plouă astăzi la noi și m-am gândit să vin cu unele informații deloc de neglijat pentru cei ce vor să fructifice sau să valorifice aceste lucruri pe care eu le pun la dispoziția dumneavoastră în modul gratuit. Aici vă prezint un sistem de încălzire pe combustibil solid, ceea ce înseamnă inclusiv cărbune, știuleți de porumb, lemn sau orice altceva, brichete. Acest sistem este de dimensiune mai mare, este peste medie. Arzătorul va fi rachetă, tip rachetă. Absorbția gazelor nearse, care ulterior cu ajutorul aerului secundar urmează să fie arse. Deci aspirarea se va face pe 200 de milimetri. Zona din dreapta și zona din stânga urmează să turnăm de jur împrejur moltar refractar. Pentru o mobilitate mai bună, noi l-am pus pe roți pivotante cu frână fiecare, roți profesionale cu banda de rulare dintr-un silicon care nu o lasă urme pe pardoseală, gresie, faianță, etc. etc. În acest stadiu am ajuns cu el, ne-am oprit, astăzi trebuie să ne ajungă moltarul refractar, pentru că cu sărbătorile care au fost, s-a întârziat puțin livrarea, dar asta este situația, ne conformăm. Dar înainte de a începe să vă spun mai multe lucruri, aș dori să încep această prezentare cu un sincer: Hristos a înviat. Și totodată aș veni și cu un sfat. Unii au sărbătorit un mormânt gol, alții au sărbătorit un Dumnezeu viu. Și acum întrebarea mea este pentru tine și pentru mine: ce am sărbătorit noi? Un mormânt gol sau un Dumnezeu viu? Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea pricepere în aceste vremuri tulburi, ca să luăm hotărâri înțelepte, benefice pentru noi și familia noastră. Așadar, aș vrea să încep cu acest cenușar, 350 pe 400 pe 75 de milimetri înălțime. Este de dimensiuni destul de generoase, iar acest lucru va crea o oarecare autonomie, dependență, sau cum doriți să-i spuneți, la golirea lui. Este foarte mare, este sudat, după cum se vede, de jur împrejur, nu este doar haftuit. Partea frontală este din tablă de 4 mm, un mâner sigur și robust, la care mâna aderă foarte bine. Este oarecum, și el face parte din zona caldă. După cum bine știți, noi nu mai izolăm cu vată bazaltică, care se odihnește acolo lângă acea sobă. Folosim plapuma ceramică de la Ravago, o plapumă ceramică foarte bună, izolantă, într-adevăr foarte scumpă, dar necesară. Clapeta de tiraj a ieșit extraordinar de bine. Am testat-o cu fantă de lumină, închide 99,09% în părțile frontale și din spate, de lângă tablă, nu se vede niciun fel de fantă de lumină, foarte puțin se vede pe aici. Undeva cât o lamă de bărberit, poate chiar mai puțin, undeva la câteva sutimi. Dar acel lucru este prea puțin important. Ce vreau să vă spun astăzi și de ce fac această prezentare este ceea ce am aici în lucru. Deocamdată nu dețin un strung pentru a-mi face anumite lucruri de care am nevoie. Vreau să vă arăt aici pe masă un arzător pentru uleiul uzat. Din multe informații care le-am luat de pe internet, de la unii dintre voi, am ajuns la concluzia că acest arzător este cel mai benefic.
deoarece am testat mult timp acest lucru. Vreau să vă spun că ci am văzut pe unii dintre dumneavoastră că curăță aceste arzătoare cu dalta și cu ciocanul. Acest lucru nu vreau să se întâmple și în acest caz, pentru că arderea va fi foarte aproape de complet. Eu am curajul să vă spun că peste 90% din ulei se va arde, la fel ca și rezidurile, va rezulta doar o cenușă albă oarecum. Acum, de ce va avea această ardere completă? Partea de jos este o tablă de 6 mm. Aici va veni zona de ardere, zona de amestec, unde injectorul nostru de aer sau dozatorul de aer va turbiona efectiv uleiul, îmbogățindu-l cu oxigen, astfel ajutând la arderea lui. Am văzut mai multe tipuri de arzătoare și unele dintre ele am văzut că își primesc aerul din această zonă, din exterior. Dar oarecum nu sunt fanul acestui lucru, să vă și spun de ce. Este greșit să faci acest lucru pentru că tot timpul pereții vor fi ținuți reci, iar arderea nu va fi completă. Și în acest caz se favorizează depunerea de gudron. Iar gudronul din uleiurile uzate este un gudron foarte agresiv care aderă extraordinar de bine la suprafața metalică, neputând fi înlăturat decât cu ajutorul daltei și ciocanului. Noi confecționăm acest arzător și am găsit de cuviință să-l confecționăm din două părți detașabile. Această parte va fi fixă, iar această parte detașabilă. Decât să mă duc la strung, să-i fac așa un nut feather, să potrivească unul peste celălalt, am găsit de cuviință să-i pun un platband de jur împrejur, de 3 mm grosime, într-adevăr, dar nefiind la interacțiunea directă cu focul, viața ei va fi suficient de lungă. Acum, ce este important de știut și ne ajută foarte mult la curățat, pentru că această parte superioară, din câte vedeți, va fi detașabilă. Înălțimea totală a injectorului este de 200 de milimetri. De ce 200 de milimetri? Am văzut unele la 100, altele la 80. Este nevoie de această distanță, de această lungime, pentru ca gazele să poată arde în întregime, iar acest lucru se va face doar la temperaturi înalte. Altfel, în acest sens, noi trebuie să obținem o flacără albastră aici la interior, iar în partea superioară, acest tub de ridicare, dacă doriți să-i spuneți, sau tub de ardere, sau cum doriți dumneavoastră, va lucra întotdeauna la roșu. În acest caz, nu vor exista depuneri, iar curățatul se va face mult mai rapid și fără niciun fel de problemă. Acest arzător va urma să-l amplasăm oriunde. Tot într-un sistem rachetă de concepție proprie. Este inedit în România. Așa ceva nu s-a mai făcut. Și vreau să vă spun că va fi mult mai rapid decât o centrală termică pe gaz, mult mai eficient. Iar rolul lui este ca să putem folosi absolut orice picătură de energie pe care noi o avem la îndemână. L-am tăiat cu acest polizor unghiular, l-am însemnat de jur împrejur cu un șubler, pentru ca, după câte vedeți și dumneavoastră, în orice poziție îl așez, el să clipseze perfect. Acum, dozatorul de aer o să-l confecționăm separat, iar pentru aceasta voi face un video separat pentru ca să putem înțelege exact cum lucrează aceste sisteme de ardere a uleiului uzat. El va veni în dotare cu un ventilator de aer forțat, care în combinația și dozajul potrivit vor arde aici împreună,
iar rezultatul va trebui să fie unul mai mult decât satisfăcător. Cam atât am dorit să vă spun astăzi. Până data viitoare, vă rog să vă înarmați cu răbdare și vă salut pe toți cu multă stimă și căldură. Nu uita la întrebarea care ți-am pus-o la începutul acestei prezentări. La revedere!